învinerea postului înainte de 20 a Crăciunului, încă mai putem să spunem anumiți psalmi din Catisma 19 și 20. Și vreau să profit de ocazie ca să vă rugați cu mine pentru împotriva vrăjmașilor care te asupresc. O să spunem psalmul 142. Pentru sănătate trupească o să spunem psalmul 122 și pentru sănătate sufletească și mentală o să spunem psalmul 136. O să începem cu psalmul 122. Doamnește, rugați-vă cu mine. Psalmul 122. Către tine, Doamne, Cel ce locuiești în cer, am ridicat ochii mei. Iată, precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnicei la mâinile stăpânii sale, așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru, până ce se va milostivi spre noi. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi că mult ne-am săturat de defăimare, că prea mult s-a săturat sufletul nostru de ocara celor îndestulați și de defăimarea celor mândri. Psalmul 136, pentru sănătate sufletească și mentală. La râul Babilonului, acolo am șezut și am plâns, când am adus aminte de Sion. În sălcii, în mijlocul lor, am atârnat halpele noastre, că acolo cei ce ne-au robit pe noi ne-au cerut nouă cântare, zicând, cântați-ne nouă din cântările Sionului. Cum să cântăm cântarea Domnului în pământ străin? De te voi uita, Ierusalime uitată, să fie dreptatea mea, să se lipească limba mea de grumazul meu, de nu voi aduce aminte de tine, de nu voi pune înainte Ierusalimului ca început al bucuriei mele. Adu-ți aminte, Doamne, de fiul lui Edom în ziua dărâmării Ierusalimului, când ziceau, stricați-l, stricați-l până la temerile lui. Fica Babilonului, călăoasa fericită este cel ce îți va răsplăti ție fapta ta, pe care ai făcut-o nouă. Fericit este cel ce va apuca și va lovi pe pruncii tăi de piatră. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. O să spunem acum psalmul 141, anul 142, cred, pentru împotriva vrășmașilor care te asupresc. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă durerea mea într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intre la judecată cu robul Tău, căci nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrășmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-o-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu. Adus-mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetată-mi la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Întins-am către tine mâinile mele, sufletul meu însetat de tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn ceroce ce s-o coboară în groapă. Fă să aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrășmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul tot cel bun să mă povățească la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață într-o dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrășmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, căci eu sunt robul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău cel Sfânt. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta. Facă-se nevoia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelile greșiților noștri, și nu ne duce pe noi într-o ispită și ne izbăvește pe noi de cel rău. Amin. 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 Mulțumindu-ți ție, te slăvesc, Dumnezeul meu, că tuturor păcătoșilor le-ai pus la îndemână pocăința. Mântuitorule, când va veni,
Când vei veni să judeci toată lumea, să nu mă rușinezi nici pe mine, cel ce-am făcut lucruri de rușine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fără de număr greșindu-ți, pedepsește nenumărate, pedepse nenumărate aștept, dar Tu, Dumnezeul meu, îndură-te și mă mântuiește, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. La mulțimea milii Tale alerg acum, născătoare de Dumnezeu, desleagă-mi lanțurile greșelilor mele. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Stăpâne Hristoase Dumnezeule, Cel ce cu patimile Tale ai vindecat patimile mele și cu rănile Tale ai tămăduit rănile mele, dăruiește-mi lacrimi de umilință mie, Celui ce mult ți-am greșit. Împrumută trupului meu din mireasma trupului Tău, Celui de viață făcător, și îndulcește sufletul meu cu cinstit sângele Tău de amărăciunea cu care m-a adăpat potrivnicul. Înalță către Tine mintea mea cea târâtă în jos și mă ridică din prăpastia pieirii, că nu am pocăință, nu am umilință, nu am lacrimi de mângâiere care întorc pe fii la moștenirea lor. Întunecat sunt la minte de patimile lumești, nu pot căuta spre Tine cu durere, nici nu mă pot înfierbânta cu lacrimile dragostei cele către Tine. Dar Tu, Stăpâne Iisuse Hristoase, mistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăința desăvârșită și înnoiește iarăși în mine întipărirea chipului Tău. Deși eu Te-am părăsit, Tu însă nu mă părăsi. Ești de mă caută și mă întoarce iarăși la pășunea Ta, numărându-mă între oile cele alese ale turmei Tale. Hrănește-mă și pe mine, împreună cu ele, din verdeața dumnezeieștilor Tale taine, pentru rugăciunile preacuratei Tale, Maici, și ale tuturor sfinților Tăi. Amin.